Există multe lucruri misterioase care se întâmplă în întreaga lume, cu evenimente înfricoșătoare, cu statui care se mișcă. Acum tu decizi dacă crezi sau nu. Sunt înfricoșătoare și reale sau doar un fenomen fals? Vă mulțumesc pentru susținerea acordată până acum, pentru like-uri, comenturi și de faptul că ați dat subscribe. Dacă vrei ca și comentariul tău să apară la începutul videoclipului următor, tot ceea ce trebuie să faci este să dai un like și un comentariu. Iată 5 statui misterioase care se mișcă pe cameră. Să începem! Sfânta Maria, mama lui Iisus Hristos, este un nume destul de des auzit în religia noastră. Ea reprezintă o persoană sfântă în ochii multor persoane religioase, iar multe statui au fost făcute pentru a onora viața și faptele ei. Iar câteva dintre aceste statui au fost surprinse când se mișcau. Acum poate vei crede că sunt niște fapte ireale, dar vei crede același lucru după ce vei vedea acest clip. Într-un oraș din Mexico, statuia lui Iisus Hristos și-a deschis ochii și și-a mișcat capul în timpul unei slujbe catolice. Pentru cei prezenți, acest moment este unul sfânt, mulți oameni spunând că au văzut lucrul ăsta cu ochii lor, iar acest lucru nu are cum să fie fals, iar această filmare dovedește acest lucru. Această statuie a fost cauza unor mari controverse timp de mai mulți ani din cauza acestui video. Priviți cu atenție! O statuie egipteană de aproximativ 25 de centimetri din muzeul din Manchester, care nu avea nimic special față de celelalte. Statuia se rotea în jurul axei sale, iar nimeni nu observa nimic, până când a atras atenția angajaților muzeului, care au pus o cameră pentru a vedea ce se întâmplă. Tu ce părere ai? Spune în comentarii! Într-o biserică din Mexico, statuia lui Iisus Hristos se mișca și puteți vedea acest lucru în acest videoclip. Singurul om care nu a fost impresionat a fost chiar preotul, el spunând că sforile care țineau statuia pe cruce erau slăbite și de aceea statuia se mișca. Voi ce părere aveți?